Suntem la doi pași de trofeul Superligii, dar încă ne e imposibil să spunem cine îl va ridica. După 7 zile de șah intens, cu 9 runde disputate și 10 de ore de șah, cel puțin 4 echipe încă mai speră la trofeu. În pole position se află Politehnica Iași, urmărită îndeaproape de Vados Arad. Medicina Timișoara ține și ea aproape, dar va sta în ultima rundă, astfel încât poate fi depășită chiar de Concitadina Universitatea de Vest, pe care o întâlnește în meciul următor. Doar Sparta Techirghiol pare că a cedat presiunii, învinsă în runda precedentă clar de Medicina Timișoara. La masculin, după runda a noua, clasamentul este următorul. Pe primul loc se află Politehnica Iași cu 14 puncte. Pe locurile 2 și 3, la egalitate cu câte 13 puncte, sunt Vados Arad și Medicina Timișoara. Pe locul 4, cu 12 puncte, Universitatea de Vest Timișoara. Pe locul 5, cu 10 puncte, se află Victoria Sparta Techirghiol. Pe locul 6, cu 9 puncte, se află Clubul de Șah al Municipiului Baia Mare. Pe locul 7, cu 7 puncte, avem Oltenia Craiova. Pe locul 8, cu 6 puncte, se află Smart Galați. Iar pe ultimele 3 locuri, la egalitate cu câte 2 puncte, sunt Phoenix Buzău, CSU Târgoviște și Viitorul Urziceni. La masculin, derbiul rundei a 10-a se va disputa între Universitatea de Vest Timișoara și Studențesc Medicina Timișoara. În competiția fetelor, tot ASE București și Arnia CSIT merg umăr la umăr. După 8 runde, clasamentul la Superliga Feminină este următorul. Pe primul loc avem ASE București cu 14 puncte, urmată pe locul 2 de Arnia CSIT cu 13 puncte. Pe locul 3 se află Clubul Studențesc Medicina Timișoara cu 9 puncte. Pe locul 4 avem UVT Timișoara cu 7 puncte. Pe locul 5 avem Sighetul Marmației cu 3 puncte, iar pe locul 6 se află Dinamo București cu 2 puncte. Cel mai probabil titlul se va decide în chiar ultima rundă, când cele două favorite se întâlnesc în meciul direct. Ce poate fi mai spectaculos decât atât? Încă un motiv, dacă mai aveați nevoie, să ne urmăriți în direct și în weekendul decisiv, de la ora 15, în direct pe paginile de Facebook, YouTube și Twitch ale Federației Române de Șah. În plus, avem și comentatorii noștri unici, Mihnea și Maria. Fanii credeau că se va ajunge într-un final strategic, că se va juca la, așa, la mutări de câte o pătrățică, că se va juca 6 ore poate, dar tu vedem... Tu ești fanii? Care au crezut? Sau da, credeam că mă întreb fanilor? Dacă sunt amuzant, gen, asta fanii știm în engleză. Cu toții, asta știm cu toții da, că ești. Da, eu sunt fanii ambilor jucători. Cum am supranumit Vasluiul? Da, eu propun, să vedem dacă accepti și tu, Maria, să îl supranumim Medelinul României. Dar crezi că face yoga când stă așa, se ține cu o mână de cap, cu una cred de masă? Cred că meditează. Cred că meditează pe timpul adversarului. Dar să redevenim serioși. Tot din studioul nostru puteți afla și cărțile favorite ale șahiștilor. Ce părere are despre cartea 300 de partide alese ale lui Alehin și dacă o recomandă juniorilor de astăzi? Frumoasă întrebare. Nu știu dacă m-a ghicit sau avea niște informații secrete. Aceasta a fost prima carte pe care am studiat-o. Incredibil. La vârsta de... O aveam tradusă în română. Acum am și două copii în rusă, original în rusă. Deci pe la 8 sau 10, nu mai sunt sigur, dar a fost cartea mea, scuze de detalii, până și la toaletă mergeam cu ea. Pregătirea mea consta în a revizita aceste partide și a încerca să calculez ca Alehin și variantele să le verific, variantele pe care le... Sigur, mai alegeam momentele cu variante tactice, cu variante forțate. Mai găseam și greșeli, evident. Și în toate trei turneele am jucat foarte bine. Așa că o recomandați, junior. O recomand absolut călduros. Perfect. Dar sunt partide unde sunt mutări incredibile. Este o partidă a lui cu Öve. Știi că într-o franceză joacă repede G4, G5, centrul e deschis. Și la un moment dat există momentul în care Öve trebuia să joace dama C2, care ducea la egalitate, dar variantele lui Alehin sunt incredibile. Sunt cel puțin trei mutări de computer. Cred că mi s-a părut foarte mare coincidența, că e prima carte de șah pe care mi-a dat-o domnul Nige.
Da, și prima carte de șah pe care a studiat-o domnul Marin. Da. Cum tocmai ne-a spus. Da, foarte interesant. Așa că pentru spectatori... Sau poate nu e o coincidență. Poate pur și simplu e o carte foarte importantă. Da. Desigur, există și povești care pot ajuta foarte mult. Pe acestea le puteți găsi pe internet. Nu e nicio problemă. Povestea șahului. Și nu mă refer neapărat la legenda, care este foarte interesantă și foarte instructivă. Dar ea este bună de la o anumită vârstă și după ce copilul a ajuns la o anumită înțelegere a lucrurilor. La început putem să avem o poveste despre doi regi, prieteni, care decid să joace anumite jocuri împreună. Eu merg, de exemplu, pe ideea de prinse ascunsea. Ați jucat prinse ascunsea vreodată? Da, cu siguranță. Da? Vă întrebați ce fac șahiștii atunci când nu joacă șah? Unii au meserii aparent total diferite. Ce legătură vezi între șah și arhitectură? Sunt complementare? Se ajută una pe alta? Cred că se ajută foarte mult, pentru că în arhitectură ai nevoie de multă vedere în spațiu, ceea ce și logică și să faci conexiuni între diferite... Imaginație. Da, imaginație, să faci conexiuni între structură, arhitectură, design, electricitate, sanitar, orice. Și șahul te ajută foarte mult că fac mult mai repede conexiunea, văd lucrurile în spațiu mult mai bine, și lucrez mai repede, gândesc cumva mai repede datorită conexiunilor pe care le fac. M-a ajutat foarte mult șahul pe mine, pentru cariera pe care am format-o. Pe măsură ce crești, de fapt, ți-e mult mai greu să te bați cu aceste mici defecte pe care ți le crezi de mic. Dacă ești mic, trebuie să accepți foarte ușor, să înveți să accepti că poți să pierzi. Trebuie să ai curajul să încerci și să înveți din greșeala pe care ai făcut-o până la urmă șahul. Nu neapărat că să-ți pese de rezultat, ci să-ți pese de cât de frumoasă e partida și cât de multă încredere ai avut în tine și în mutările pe care le faci în partida respectivă. Și din păcate și fete și băieți deja care se lasă după o perioadă de timp. Eu am avut pasiunea asta și îmi place să joc și îmi place să încerc, îmi place indiferent, cum am zis, chiar dacă pierd la sfârșit, îmi place să mă bucur că am încercat, că e o partidă interesantă, că de multe ori recunosc că fac greșeli foarte multe, dar... Toată lumea da. Face. Da, și facem. Motorul am văzut uneori da. Face anumite greșeli. Avem așadar suficiente argumente pentru încă două zile de șac spectacol de la Superliga României. Vă așteptăm să ne urmăriți în direct și în ultimele două zile.